Salut la toată lumea! Astăzi fac un video despre prima arestare a mea aici la Belgia, despre trupele speciale care au intervenit la ora 6 de dimineața la mine în apartament. Trupele speciale de poliție belgiene le aveți aici în video. O să curgă video în timp ce eu o să vorbesc și o să aveți imagini cam cu ce m-am trezit la ușă la ora 6 dimineața la prima arestare. Sunt un pic răcit. Mi-a luat siropul, dar degeaba, totuși asta. Cu o zi înainte de arestarea mea, polițistul de cartier face o greșeală foarte mare. Am dat drumul la microfon? Am dat. Face o greșeală foarte mare. Ce face? Sună la patronul de la casă să întreabă dacă mai locuiesc în apartament. Ei neștiind că patronul casei tovarăș bun cu mine, o întreba pe patronul de la casă dacă mai trăiesc acolo. Înțelegeți? Și atunci el m-a sunat. Victor Uti, care-i treaba, m-a sunat de la aici, de la sectorist la poliție, șeful de cartier, să mă întreb dacă mai trăiești acolo. Zic, ți-a cerut informația asta? Da. Eu deja am înțeles cum stă treaba. Deja știam ce o să se întâmple. Bănuiam. Și atunci ce am făcut? I-am zis la femeie, tu seara asta nu mai stai acasă, pleci de acasă, te duci la sora ta, stai la sora ta, nu stai acasă. Păi ce s-a întâmplat, de ce să... Zic, presimt eu ceva și atunci zic mai bine să fie așa ca să nu fii acasă, să te trezești cu tu. Și tu cu aceeași problemă ca mine, adică culcată pe jos și cu încătușată. Păi, ce crezi că s-a întâmplat ceva? Zic, altceva, zic, din alte chestii, n-avea de ce să mă caute sau să întrebe de ce stau acolo. Dacă vrea să afle dacă mai stau acolo, vinea frumos la ușă, suna, bonjour, bonjour, mai stați aici, noi suntem la poliție, șeful de cartier. Am zis să vedem dacă mai trece aici. De ce sună pe patron să întrebe dacă mai stau acolo? Pentru că căutau un aviz secret, înțeles, să vadă dacă mai locuiesc în apartament. I-a cerut informații. Informația lor a ajuns la mine. Asta e problema. Și am fost băiat deștept. Oricum nu era nimic în casă, putea să întoarcă casa cu... Și dacă nu îmi sunea, nici dacă nu mă suna patronul, mă suna tot, n-avea nimic în casă. N-avea ce să... De ce să mă acuze? Dar să vedeți cam unde s-a ajuns. Esențial. Dacă să nu stau în video. În jur de 5:30 dimineața, eu știam, ora lor de intrare e ora 6 dimineața, când intră gata, 6 dimineața. La momentul când la 5:30, eu stăteam la pod, am lăsat geamul deschis la pod și la ora 5:30, s-auzau mașini în stradă. Puf, 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 puf. Și portiere, eram treaz de mult. Eram treaz de până la vreo ora 4. Eu știam ce se întâmplă. Știam ce o să ajungă.
unde o să ajungem. Și aud portierii, pap, 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 una, două, trei, patru mașini, multă lume se aude vorbind, în șoaptă. Se aude când noaptea e liniște, când vine ei. Și se vedea numai avarii, după casă, se vedeam în geamurile de la casa laterală. Eu eram deja îmbrăcat cu adrida și în picioare, training pe mine. Știam care e treaba, știam ce se întâmplă, că vin după mine. Dar nu m-am gândit că o să vină polițiști ăștia civili. Dar ei s-au speriat, au bătut numele meu și au văzut pe unde am umblat și pe unde am fost. Înțelegeți? Eram trecut cu bară roșie. Și atunci ei ce au zis, bă, nu ne asumăm riscul. Trimitem pe băieți la el. Și mi-au trimis trupele speciale, uitați, vedeți? Băieții și mi-au trimis la ușă. Ca să vă explic până la sfârșit cum se treaba, că aici o să trageți voi concluziile. Aud portierele, puf, 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 5:30. Zic să pregătesc, băieții, au ajuns. M-am întins în pat. Patul a făcut tot timpul, că eu îmi fac tot timpul patul, așa e maladia mea, patul, să-mi fac patul, că așa am fost învățat la armată tot timpul, când era obligația să-ți faci patul, să-ți faci asta și să-ți aranjezi un lab, să fie lucrurile aranjate bine. Să nu sărim de la discuție. Bun. M-am întins în pat, tranquil. Și acum așteptam momentul normal ca să se decurgă acțiunea. Știam ce urmează. Ce rost avea să fug sau să mă ascund? Ce înseamnă să stai ascuns o viață sau fugar o viață? Nu se merită, frate. Nu se merită. Oricât ar fi pedeapsa de mare. Te duci dacă ai greșit și plătești. Plătești. Ai făcut, plătești. De-aia vă zic. Ca să nu mă judecați. Eu vidurile mele le fac. Vă spun realitatea prin care am trecut eu și ce am pățit eu. Ca voi să nu treceți prin așa ceva, să ajungeți în asemenea probleme. Acum, cum stăteam eu întins în pat așa, aud pe scări. Dai seama ăștia, când vin câte 10, nu vin 2-3. Problema că cum urcai scările aici, strânte scările, e o distanță foarte mică, cam cât să zic, cam așa. Nu încape numai câte unul, nu poți să mergi câte 2 pe scară. Și urc în rând, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Problema că la mine sus, la pod unde trăiam eu, ușa se deschidea în afară. Deci nu pe dinăuntru la mine în casă, se deschidea pe din afară și era și pe ușă blindată. Înțelegi? Nu că nu puteau să o deschidă, că dacă vreau oamenii puneau pe ea bum și o aruncau în aer, înțelegi? Voi exploda și o să iasă ta. Și-o dai seama că trebuie să apucă să spargă ușa, trebuie să vină cu liviere, cu destea ușa să deschide în afară, până o rupe, până asta, înțelegi? Și atunci ce-au făcut? Au trecut la comunicare. Au început. Poliția! Când a zis poliția, eu din pe ușa i-a și zis direct. I-a și zis direct. Zic, Josilar. Eu vreau la port, zic că am zis, sunt aici, zic, deschide ușa. Zic, deschide ușa, zic, dar luați-o ușor, zic, nu veniți cu viteze și cu de-astea, zic că dacă luați în închisă, dacă nu ne înțelegem. Și până la urmă deschideți voi cum vreți. Zice, deschide ușa, zice, și rezolvăm. Zic, bine. Deschide ușa, pac, 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 și o împing. Înțelegi? Scările,
Mișeai în față și perete, n-avea cum să vină că nu încăpeau, nu era loc. Erau numai scări în jos care coborau. Și atunci era unul, zice, scoateți mâinile în afară, nu scot mâinile în afară, ci avansează înspre ușă în afară. Avansează înspre ușă în afară. Când întorc așa ușor privirea înspre scări în jos, toate trupurile speciale, toate trupurile speciale, frate, cu mitraliera înspre mine. M-am uitat la ei, se uitau la mine, zic, ce se întâmplă, ce am venit pentru tine. Zic, bine, zic să trecem la control, dacă tot ați venit pentru mine. Și întors, știi, cu fața spre perete, m-am pus cu fața spre perete, am pus mâinile sus, frumos, m-am controlat, țac, 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 țac. Bine, s-a asigurat, frumos, m-am blocat cu piciorul, m-am pus în perete, înțelege, ăla să dea în spate, aia la alții a intrat în interior, au verificat tot apartamentul, înțelegi, dacă e liber, omul mi-a pus cătușele, mi-a tras o cagulă neagră pe cap, ca să nu văd nimica, m-a luat, și am coborât scările direct. Am coborât scările direct la camionetă, o camionetă ce se vedea așa până în pânza aia neagră, m-am aruncat în ea, strada era plină, frate. Era plină de mașini. Îi explica vecina, că vecina care stătea sub mine era româncă. Era româncă și în fața mea era o familie de români, zice Victor. N-am mai văzut atâta poliție în viața mea. Dar zice, de ăștia n-am mai văzut. Zice, că mă vin după tine, zice, uite, de ăștia speciale, zice, uite, trupele speciale pentru tine. Îți dai seama că și ei, frate, ei, când vezi că la nivel de securitate, eu înțeleg, păi, înțelegi, își fac meseria la nivel de securitate, nu-și asumă riscul să se ducă peste cineva în casă, cum vede ce viață au avut. Înțelegi, pe unde om la omul. Cum să-și permită riscul ăla? Înțelegi? Ca să vezi prima departe. Mi-au pus cătușile frumos, m-au putat scăcula, m-au luat, m-au dus jos la camionetă, m-au băgat în camionetă, mi-au pus centură, țac, frumos. Și acum stătea cu ușa deschisă la camionetă, aștepta să vină inspectorul. Că inspectorul ca sus și verificau. Au căutat, e ce-au căutat și după aceea vine inspectorul cu șeful lor. Și zice, ce voi ați văzut, zice, îi îmbrăcat. Și era deja îmbrăcat și lângă pat avea o macetă și lângă ușă un cuțit de vânătoare. Și jos, lângă ușă, cu scaunele, am blocat ușa, am blocat intrarea. Adică ce-am făcut? Am zis că dacă nu, cumva nu mă lasă să vreau să mă iei tare și vreau să mă iei. Și măcar să le îngreune situația, înțelegi, când intră peste mine, dacă vreau să sparg ușa. Și atunci ce-am făcut? Am luat scaunele, de exemplu, am luat scaunele, vedeți, scaunele strămic, și le-am pus așa în ușă. Pe jos, înțelegi? În direcția asta așa. Le pui înclinate, cum am de-a lată. Înțelegi? La înclinat. Și le pun una peste una. Înțelegi? Când ei intră în viteză, înțelegi? Primul spațiu lor vizual e în față, drept. O spar, paful deschis, intră vizual și calcă. Se duc înainte. Și atunci ce fac? Intră cu picioarele, scaune. Și pică unul cu sealaltă. Înțelegi? Și atunci inspectorul ăla, cu șeful de la ei, special, a venit și a venit la camionetă și zice, ce tema la? Zice, ești deștept. Zice, ai vrut să previi lucrurile ca să ne îngreunezi situația, ca să ajungem mai greu la tine și ai pus scaunile frumos în lateral, cu jos și aveai cuțitul de vânătoare la intrare și maceta lângă pat așezată, în caz că te adormești și ăsta. Nu erai sigur că venim.
Da, am zis și mica, am tăcut din gură. Oricum aveam mai apă cap, am tăcut din gură, n-am făcut mai din cap, așa că nu vorbesc. Nu mă interesează să vorbesc pentru un moment. Ce și zice către mine, stai și că oricum nu noi te anchetăm, trebuie să te duci în direct la procurare, că noi polițiștii nu au retras dreptul de a te ancheta, vrea ea să te ancheteze. Îți dai seama, prima dată trebuia să mă ancheteze polițiștii, și sunt cum am să zic, nu, no, ai fost acolo, ai făcut așa, răspunde, tata, nu, frate, direct judecătoarea, ei au vrut ea să îmi facă ea ancheta, direct, inspectorul împreună. Ca să înțelegeți cum stă treaba. O sunat-o vecina aia, o femeie, o zis Mihaela, atâta miliție n-am văzut în viața mea, zice, dar numai de aia cu cagule și cu mitraliere au venit după Victor să le ia. Asta s-a speriat, no, deja avocatul era anunțat, era pregătit, i-am zis în caz că vin ăsta, tu numai sună și anunță că e treaba aia. Trebuie să vină. Să mă apere. Au produs la procedură și au făcut controlele lor, au verificat, au scos WC-uri, au scos tot, un parchet pe acolo, stricat tot apartamentul. Și acum mă iau frumos, mă iau și mă duc direct la 1000 Bruxelles, la 1000 Bruxelles, în centru. Este o secție poliției, nu ce acolo, cu trupele speciale, frumos ajungem acolo, pac, mă debarchează și mă duc și spre celulă. Pam, 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 pam. Și când mă bagă la celulă, înțelegi? Pac, îmi scoate cât și îmi scoate aia, cam o pinci înăuntru. Zice, aștept aici, zice, să vină inspectorul și după aceea te iau, ieși, te duc mai departe. Își continuă treaba. Ei, pur și simplu, au venit și au făcut treaba. Înțelegi? Au lăsat cadavrul și s-a dus. Uitați. Și mă, nenorocire cealaltă asta o săptămână, nu m-a lăsat deloc. Tu se de asta, se seacă așa. Să continuăm. După aceea vine inspectorul, zice în 10 minute, cam așa vin băieții să te iei și plecăm. Plecăm la judecător. Ok, nu e nicio problemă, zic, mă întind un pic, că vreau să dau. Și mă întind. Da, mă întind pe spate, zic, ce plas, fac acum așa și nu mai avea niciun rost. Era treaba pârjolită, înțelegi? Ce rost avea să mai stau să mă gândesc, vai leu, ce se întâmplă, vai leu, ce treacă. Știam că o să trebuiască să stau o perioadă să mă odihnesc. Și eu și așa eram foarte obosit, cât munceam. Și încă de-a bine, cum ar veni, era ca un concediu, mă relaxam. Că era rupt, frate, de oboseală, nu mai puteam. Ca să înțelegeți că eu tu mă muncesc normal, frate, mă epuizez. Și la un moment dat trimite doi gherțe de ăștia civili, tinere de ăștia, tineri, știi? Eu m-am acipit. M-am acipit. Omul deschide celula și zice către mine, zice că hai mă, ridică-te. Zice că n-auzi. Eu dormeam. Mă întors și am uitat la el. Zice, dar ce nu vorbești mai frumos? Zic, ce ai? Care e problema? Zic, ce vorbești așa de sus? Ha? Că ieși afară, că ce ești becher, că faci figuri, că întoarce-te și mâinile la spate. Zic, băi, bulanule. Zic, stai cu minte, bă, bulanule, bă, stai cu minte, zic, vrei să ne certăm, zic, du-te, dracu, să te ducă, vrei să ne certăm? Nu fi prost, vorbește frumos, ți-am vorbit frumos, vorbește frumos. Și am început să ridic tonul cu el, înțelegi? Și au auzit inspectorul din capul de la culoar. O venit direct la el, i-a zis, tu nu ești normal. Că tu n-ai văzut cu ce l-am adus. Tu nu ești normal, tu ai văzut dosarul ăla?
Lasă-mă în pace, pune cătușile frumos, luați-l frumos și duceți-l la mașină. Bun. Se termină discuția, pune cătușile frumos la mașină și dai frate la judecător. Du, până oraș, mereu. Mai zici, mă, mai dusește la trupele speciale cu camioneta aia lor neagră. Dacă nu merea cu o viteză, gândești că nu se dă rămas, zici că parcă și pe cine duceau. Nebuni ei. Viteză de aia, până orașul, frâne de alea. Mamă, mamă, zic eu de așa. Când ajung la judecătoare, frate, să vezi cine era judecătoare, mâncați. O chema madame Crue. Crue. Apare la televizor aici, până seriale, de-astea face și seriale, care de-astea despre justiție. Aici, de-aștile astea, nu le are. Le-a tăiat unul cu toporul la metro, care l-a băgat la pușcărie, înțelegi? A omorât-o pe față, s-a murit de overdoză de cocaină și ea ce-a făcut? L-a condamnat pe ăla, înțelegi? Ea normal n-avea voie să-l condamne, bine. Și omul când a ieșit afară la pârnaie, au prins-o la metro, i-a tras cu toporișca, i-a tăiat să-i dau de ieșit la doamna judecătoare. Și când mă vede, zice, ți-am zis că o să te am. Zice, ți-am zis că o să te am, până la urmă. Să crezi că mai ce? Când mai ce? Când mai ce? Când mai ce, mă, frate, mai fai. Înțelegi? Azi că te-am, ți-am zis că te-am și mai ce, fă. Aveam în față și am pus la masă, aveam un acvariu cu pești. Și mă jucam cu pești și zice, dar nu ești stresat. Zic, nu, bani deloc. De ce aș fi stresat? Zice, dar știi că astăzi te duci la pușcărie. Și zic, că mă duc, care e problema? A, zice, nu-ți pasă. Nu că nu-mi pasă, îmi pasă, dar parcă nu mai fi vreo soluție să scap de aici de la tine din birou. Sunt conștient că nu mai am nicio soluție să mai scap de aici de la tine din birou, că de-aia ai trimis pe ăștia după mine să mă înhați. Nu ca să-mi dai drumul după aceea, după masă. Eu nu-s prost niciun, nu am căzut din copac. Femeia haladită, frate. Îți dai seama, nu judecătoare, nu. Și o să către mine, fii atentă. Nu am mare lucru. Despre tine, am găsit doar o simplă factură. O factură plătită pe numele tău la un apartament. Păi zic, eu n-am plătit nimic, ca ce factură să plătești? Cum? Că e cu numele tău. Sunt băiat să-și pula, zic, eu n-am plătit nicio factură, că eu știam că eu nu plătești niciodată cu numele meu factură la apartament. Hai, zic, băiat să-și pula ta, Doamne, zic, n-aveau nicio problemă pentru mine, mă, vin cu factura aia, mă. Factura aia că eu am dat într-o zi la cineva să-mi plătească facturile și o plătit în aceea zi și apartamentul. Și când am plătit apartamentul, prostul ăla de la poștă a pus numele meu, care a pus și pe facturi. Înțelegi? O singură factură sub 3 ani de zile când era închiriat apartamentul ăla. Băi, cu o singură factură, băi, frate, băi, eram disperat, n-am auzit, zic, ia te-am, băi, băi, n-avea nimica despre mine, mă, nimic, mă. O singură factură, mă, mă, nenorocit ăla, mă, cu factura aia, mă, i-am și zis, băi, tu m-ai băgat la, m-ai băgat taierea, mă, pentru o factură care ți-am dat niște să plătești și tu m-ai băgat taierea la părnaia. Când puteam să stau afară, frate, să n-am treabă cu voi, să nu fiu implicat în situația asta. Nu că nu eram implicat, eram și eu implicat, dar despre mine n-aveau dovezi, că eu știam să nu ăsta, dar pula mea, eu greșit ei. O greșit ei, înțelegi, la unele chestii și... Așa a fost treaba. Dar oricum,
Vă spun adevărul. Asta am. După 3 luni am ieșit afară. Am ieșit afară. Mi-a dat drumul. Fii atent, ca să vedeți o fază. Deci mergeam la tribunal și ajungeam în față la judecător. Și ziceam clar și eu și avocatul. Domne, nu plătit el niciun factură. Persoana care a plătit factura îi aici, în sală. Din greșeală, când a plătit omul, a plătit cu numele lui. Acum, de ce îl băgați și îl implicați și pe el în chestia asta? Înțelegi că nu are nicio treabă. Ei știa, dar n-am o altă probă, frate. Și mă agățau, mă țineau agățat cu factura aia. Ca după 2 luni de zile, vine avocata la mine și zice, a treia lună, zice, 100% ești. Zice, o vorbi cu judecătoarea, zice, cu asta care te-a acuzat și o zice că dacă nu-ți dă președintele drumul, își retrage ea. Păi zic, își retrage, dar zic, eu pușcăria mea am făcut-o pentru o factură. Nu n-o ținut pentru o factură. 3 luni de zile. Da, fraților, 3 luni de zile. Am băgat pentru o factură. Că oamenii nu au fost deștepți să fie atenți. Și să uite, frate, când fac treaba, cum o fac. De-aia vă zic că fiți atenți. Nu faceți ce am făcut eu, nu treceți prin ce am trecut eu. Eu când vorbesc despre chestiile astea, despre arestarea asta, e vorba de ani mulți. Chestiile astea au trecut. Ani mulți. Sunt vreo, dacă stau să mă gândesc, vreo 7 ani. Cam așa. Nu, 5-6 ani, cam așa, 5-6 ani, da. Cam așa, 5-6 ani. Nu trebuie să faceți ce am făcut eu, Doamne, niciodată în viața voastră. Eu vi le povestesc ca să vedeți prin ce am trecut eu, ca voi să nu treceți prin ce am trecut eu și să nu faceți ce am făcut eu. Eu nu spun la nimeni să facă așa ceva ce am făcut eu și să ajungă să se mândrească cu chestiile astea. Nu vă mândriți cu chestiile astea. Eu le-am făcut pentru că eram în nevoie de bani, unul la mână. Ca să vă explic o chestie cum se treabă cu o persoană ca mine. O persoană ca mine, care are un cazier judiciar pătat în Europa, niciodată în viața ta nu o să-ți găsești un loc de muncă legal. Legal. Pentru că nu te acceptă, pentru că vede ce trecut murdar ai. Și zicem, de exemplu, tu ai vrea să te reabilitezi, să revii la normal și să devii și tu o persoană normală, să fii ca toată lumea. Făcând ei să taie craca de sub picioare, că nu poți pentru că ai greșit în viață și atunci trebuie să plătești toată viața pentru chestiile astea. Și atunci tu ești obligat să te descurci, să faci unele chestii ca să supraviețuiești tu și familia ta. Înțelegi? Dacă ei ți-au ales viitorul, înțelegi? Nu ți l-ai ales tu. Tu vrei să supraviețuiești, tu vrei să trăiești. Tu nu vrei să faci măgării sau alte chestii cum zic eu. Eu nu vreau să fac măgării sau să fac prostii ca să nu la pușcărie, că nu-mi place la pușcărie. Dar ca să supraviețuiesc și să fac bani, trebuie să fac ceva, înțelegi? Bine, asta era atunci, în timpuri. Înțelegi? Acum situația e altcumva. Situația e altcumva. Ne-am schimbat, sunt grămadă de ani când ne-am schimbat. Muncim normal, facem treburi normale. Nu mai avem treabă cu infracțiuni, cu s-a terminat cu infracțiunile de mulți ani de zile. Am terminat cu ele, dar nu am terminat cu viața de noapte. Am schimbat activitatea. Acum avem o activitate care nu e penală. Înțelegeți? Care nu e penală, care nu mai ai probleme, bă, te leagă, bă, îți faci treaba liniștit, n-ai probleme cu nimeni,
Dorm noaptea liniștit pe pernă, nu te gândești că la 6 dimineața spargi ușa. Și e mai bine, e mai bine că nu. Era frumos și înainte, că era banul frumos, dar banul ăla nu te alegi nimic de el. Tot se duce la avocați, pe tine să mănânci, că stai înăuntru, și pentru femeie afară, când e afară, să aibă somn după tine. Și toți banii se duc pe vizite și pe mâncare și pe întreținere și... Înțelegeți? Și când stai să te uiți, n-ai niciun beneficiu decât durere și suferință. Așa că nu alegeți să faceți. Eu le-am făcut, v-am spus care era obligația să le fac, pentru că așa era stilul atunci, în momentul ăla. Aveam și nebunia în cap. Eram nebun după bani. Banii mă... Acum am o perioadă de vreo câțiva ani de zile că nu mă mai interesează banii. Înainte mă interesa banii, eram disperat să fac bani, să aleg să fac bani. Acum nu mai întreba de câțiva ani de zile, nu mai întreba. A zis, prefer să mănânc o pâine cu sare, numai nu mai întreba. Adevărul că erau bani mulți, fiecare lună îți luai ce vrei, mușchiul tău, îți permiteai orice mașină sau motor sau haină sau parfum sau, înțelegi? Sau bani la unul, la altul, la familie, la asta. Acum nu mai dai la nimeni, nu mai dai nici prea la familie, s-o termina cu chestiile de ani de zile. Da, trăiești în liniște și dormi cu perna ta, înțelegi, și n-ai probleme. Acum problemele astea de muncă nu e o problemă, că treci peste ele. Da, ca să vă zic că nu se merită. Mai bine lucrați normal, vă străcați viața. Că dacă vă pătați cazierul, nu mai puteți face nimica. Știți, obligați după aceea toată viața să trăiți doar din combinații, doar din unele chestii care sunt murdare și să faceți pe plac la alții, că vor refuza să vă facă să intrați în societate. Eu zic că să luptați cum am luptat și eu, și eu zic că este tot timpul o ieșire dacă sunteți harnici și vă place munca.